Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să ne întoarcem la oile noastre second hand și vechi. Ministrul mediului Tanțoș Barna spune că trebuie făcut ceva neapărat în privința autovehiculelor poluante. E. Mașini vechi cu vechime mai mare de 15 ani. Da, și el? Om, este un alt lucru care e imposibil de rezolvat în țara asta. S-au pus 15.000 de taxe de timbru, de mediu, de primă matriculare, de toate alea. S-au contestat, s-au enervat oamenii, au fost scoase, au fost invazii de mașini second hand, acum se gândesc ce să facă. Dar ceva trebuie făcut, că ne forțează de data asta Comisia Europeană și Uniunea Europeană, trebuie să facem ceva în privința poluării. Și atunci, domnul Barna are o idee. El zice, domnule, să nu amendăm oamenii, să le dăm bani, să facem un program de susținere pentru cei care vor să le schimbe. Da, și asta este. Eu vreau. Da, da, tu ai bani de schimbat. Sunt oameni care nu au bani nici măcar să le schimbe. Asta este, da. Asta e șpilul. Adică îi dă 3.000 de lei, cu 3.000 de lei nu poți să-și ia decât tot o mașină de 15 ani. Și atunci am vrea mesaje de la voi și să facem o conversație la 0372069599. Asta e pentru telefon în direct. Sau mesaje WhatsApp, audio, le difuzăm cu mare drag. 0728-3132, mesaje audio pe WhatsApp. Întrebarea e așa: ce părere aveți? Ar trebui descurajată matricularea mașinilor vechi în România? Sau suntem prea săraci pentru astfel de fasoane? Adică, hai mă, lăsați-ne în pace. Asta e, atâta putem. Când vom fi bogați, se rezolvă problema. Și, dacă ar fi, cum ar trebui încurajați românii să renunțe la mașinile vechi? Prime de casare la cumpărarea de mașini noi? Sau impozite mărite? Că aici avem cele două variante, cravașa sau morcovelul. Deci, 0372069599. Telefoane, mesaje audio sau scrise pe WhatsApp 0728-3132. Da, au venit soluții. Morcovelul sau cravașa? Care să fie abordarea în problema mașinilor vechi și poluante? Ministrul mediului Tanțoș Barna spune că nu este în favoarea unei noi taxe pentru autovehiculele poluante cu o vechime mai mare de 15 ani. În schimb, el propune un program de susținere. Citez, trebuie să mergem cu un program de susținere a celor care vor renunța la aceste mașini vechi, poluante și ieftine, pentru că trebuie să-i ajutăm să aibă o alternativă și să-și cumpere mașini mai puțin poluante. Paranteză. Sigur că da. Să le dea o primă de casare de 3.000 de lei, când vând o tigaie veche de 35 de ani, și să-și cumpere o electrică de 40.000 de euro. Cam așa cred că e. Ce, câtă susținere să-i oferi ca să-și ia mașină care nu e poluantă? Sau cum spune cineva, zice, merge bine programul Rabla, îți dai mașina, iei tichetul și ți-ai trotinete electrică, bine, trebuie să mai pui și niște bani peste. Da, asta zice domnul Tanțoș Barna. Mă rog, modelul funcționează, deși noi suntem răutăcioși, dar modelul funcționează. În Sfântul Gheorghe, administrația locală, de exemplu, dă câte 3.000 de lei pentru fiecare mașină mai veche de 15 ani predată primăriei. De la începutul acestui an, peste 500 de autoturisme vechi au fost predate pentru acest bonus, relatează news.ro. Asta nu înseamnă că oamenii și-or fi și cumpărat mașini noi în schimbul epavelor. Poate că aveau epave, n-au vrut să facă cu ele și le-au dus acolo, au dat câte 3.000 de lei. Mi se pare o idee mai bună, pentru că sunt mulți oameni, mai ales foarte în vârstă, care au niște mașini de le țin prin jurul blocurilor, dar nu intenționează să-și iau o mașină nouă. Și așa, dacă îi da cash, nu un tichet Rabla, poate l-ai determina mai degrabă să dea mașină. Avem foarte multe reacții, nu o să reușim să le difuzăm pe toate, dar încercăm. Mă, băieți, Golful meu are 19 ani. Golf 4, benzină. Dar nu l-aș da pe un Logan nou nici să mă bați. Da, e și asta. Te-ai atașat tu de golful, da, tău un pic. Bună dimineața. Transportul public în comun ar fi o metodă de încurajare a cetățenilor. N-ai bani, nu mergi cu mașina, nu? Da, și eu, sigur, transportul public, da. Dacă exista transport public eficient, n-ai mai avea nevoie de mașină. Eu nu vorbesc acum că e pandemie. Înainte de pandemie, când mergeam cu copiii la basket, eu mergeam cu autobuzul, care era gol și mergea pe banda lui și lângă mine erau mașini bară la bară. Deci asta cu transportul public la noi mai a avut și el noroc complicat. Cu autobuzul lui. Dar știți că în anii 60-70, Amsterdam, care este acum orașul bicicletelor, da, era mai blocat de ambuteiaje și de trafic decât Bucureștiul. Erau niște imagini, nu? București nu prea erau mașini la vremea. Da, aia erau ceva mai devreme. Dar poate că urmăm și noi aceeași cale. Trebuie reconstruite un pic orașele astfel încât să favorizeze transportul alternativ. Undeva în anii 70-2070 o să rezolvăm și noi. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Gabi!
Mă bucur să vă aud și vă mulțumesc că m-ați primit în emisiunea voastră. Așa, pe scurt, deja ați atins câteva din punctele pe care vreau să le ridic și eu la filă pentru alții. Da. Cred că abordarea trebuie făcută din ambele direcții. Adică și sprijinirea tuturor oamenilor care își permit să cumpere o mașină nouă prin darea de fonduri care să ajute. Există, avem prima rabla, deci rabla este prima pentru rable, cea mai mare din Europa pentru vehicule electrice, pe la 10.000 de euro, nici nemții nu dau atât de mult. Tocmai de asta zic că trebuie abordate din ambele sensuri, pentru că asta ar favoriza un mediu mai curat, în timp, bineînțeles, nu peste noapte, și mergând pe partea cealaltă, măsuri un pic, poate nu un pic, mai dure ca omul să renunțe, dacă nu poate să-și cumpere mașină nouă și dacă nu-i suficient ajutorul respectiv, să meargă către soluția alternativă, transportul în comun. Mulțumesc, Gabi. Deci, dar, în principiu, îți dau. Dar dacă nu vrei, o să te usture. Realitatea acestei țări vine din mesajul lui Bogdan din Mangalia, care ne spune că este posesorul unei Daci Solența din 2004. Acest autoturism nu este dotat nici măcar cu ABS. Din păcate, nici măcar credit nu pot face pentru schimbarea ei, pentru că am contract de muncă ce se prelungește din 6 în 6 luni. Sunt conștient că nu este sigură nici pentru mine, nici pentru ceilalți și pietoni, dar nu îmi permit să o schimb. Voilà, corect, are dreptate omul. Robert, hai să mai luăm un telefon. Ar trebui descurajată achiziționarea mașinilor SH cu forța, pentru că din experiența noastră ca și popor, spunem că toate lucrurile bune ni s-au întâmplat cu forța. Uite, vezi? Robert e cu noi. Bună dimineața! Salut, Robert! Salut, Robert! Bună dimineața, bună dimineața! Te ascultăm, mai avem un minut. Mă bucur că vă aud. Așa, cum spunea și colegul de mai devreme, cu Golful 4, și eu am o mașină veche, un Mercedes de 16 ani, nu l-aș da pe un Logan nou niciodată, dar nici statul nu ne ajută. Acum 3-4 ani am vrut să merg să-mi iau o mașină nouă, da? Dacia Logan, prin programul Rabla. Sunt niște cerințe și niște piedici, e foarte greu să ajungi acolo, plus costurile, plus mașina în sine, care ajungea undeva o dotare medie, deci nici cea mai, să zic, chială, nici cea mai de top, ajungeam undeva la 10.000 de euro. Și atunci e normal că în România vor fi mașini vechi în continuare, plus că taxele sunt exagerate taxele. Acum, Robert, ce voiai, să-ți o facă cadou? O mașină nouă? Nu, îți dă niște, cât mai e prima? Cât e rabla acum? 1.500 de euro, cât e? Cum spunea domnul ministru, să ne ajute, bun, să ajute atunci și pe cei cu mașinile vechi, dau exemplu. Mulțumim foarte mult, Robert, din păcate nu mai avem timp. Ah, cred că o să mai revenim la tema asta, așa am senzația. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.